A fost ședință de Consiliul Local astăzi la Drobeta Turnu Severin. Pe lângă o serie de modificări ale bugetelor de venituri și cheltuieli de la diferite instituții aflate în subordinea primăriei, s-a discutat și despre iarna care bate la ușă, mai exact despre desăpezire sau mai bine zis despre costurile formulate de firma care se va ocupa de această acțiune la iarnă. Consilierii PNL nu au fost de acord cu prețurile practicate și au cerut explicații. În frăștiere, material antiderapant sare plus nisip de la 342,82 la 352,32. Perfect de acord, după nota de fundamentare care au făcut-o cu creșterile salariale de combustibil, etc. Iar la punctul 2, ni se propune o aprobare de tarif. Aici atenție mare. Tot pentru împrăștiere material antiderapant, doar că diferă materialul antiderapant. Nu mai este sare plus nisip, este sare plus un adeziv de coroziune pe care l-a identificat operatorul ca fiind Felex. Prețul îi propus este de 1957,09 lei. 1957, rețineți. Am făcut un calcul simplu, am intrat pe portalul mai multor instituții, inclusiv pe SEA, și am observat prețurile și la tona de sare, pentru dezăpezire, și la tona de nisip, și la tona de sare, în cazul proiectului, în punctul numărul 2, și la tona de adeziv de coroziune Felex. Țin să vă spun că sarea, pentru dezăpezirea cu sare și nisip, se folosește un procent de 70% nisip, 30% sare. Iar pentru dezăpezirea cu Felex, se folosește 99% sare și 2% Felex. Făcând un calcul simplu, costurile sării și felexului și costurile sării și nisipului, există o discrepanță majoră între operațiunea de executare a împrăștierii materialului derapant. Și vă și spun de ce. La primul punct, costurile operațiunii de împrăștiat material antiderapant, după calculele făcute, sunt de 236,33 per tonă, iar costurile de la punctul 2 pentru aceeași operațiune de împrăștiat material antiderapant sunt undeva la 1455, din moment ce operatorul economic ne propune un cost de 1900 și am scăzut 500 de lei costul sării și al adezivului de coroziune Felex și rețineți, i-am dat un preț generos la adezivul de coroziune Felex de 116 lei pe kilogram, când urmea lor l-au găsit să-l achiziționeze la 74 de lei. Eu am făcut un calcul, le-am luat cel mai preț scump practicat pe SEA pentru acest Felex. Este o discrepanță de 1455 de lei între cele două operațiuni de împrăștiere. Vorbim aici de câte operațiunile de împrăștiere. Viceprimarul Cornel Folescu a încercat să explice datele din proiectul de hotărâre, însă nu a avut succes. Am dat aprecierea pentru dumneavoastră, dar nu puteți să veniți să-mi spuneți și să-mi explicați pertinent nici prin nota de fundamentare pe care mi-au pus-o la dispoziție cei din aparatul de specialitate, că două operațiuni identice, una are costuri de manipulare de 230 de lei, una are de 1450 de lei, că nu mă vezi vorbi. Edilul Marius Creciu a calmat spiritele și a explicat cum și-a propus primăria să desăpezească anumite zone din oraș. Într-adevăr, e, cum spuneați, experimental. Încercăm să vedem anul acesta, acum ieșim din zona aceasta. E posibil să fie vreo greșeală, bine că ați găsit-o. De-aia e bine să folosim mai bine comisiile astea și să vă uitați mai atent la comisii, pentru că s-a mai întâmplat și când eram eu consilier, să apară greșeli în comisii și în proiectele de hotărâre și le-am îndreptat în comisii. Deci este o, într-adevăr, a spus bine, o chestiune experimentală. Încercăm în anumite zone din oraș să vedem cum funcționează. O să facem și costurile, să vedem exact dacă se raportează costul la calitatea produsului și decidem pentru om, decide pentru anul viitor. Tot în ședința de astăzi am aflat că primăria este pregătită pentru iarnă. Stocurile de material antiderapant sunt gata, la fel și utilajele pentru desăpezire. Primarul să-și dorește o iarnă blândă. Să fie o iarnă bună, chiar foarte bună, cu cât este o iarnă mai ușoară, cu atât și costurile noastre ale primăriei cu dezăpezirea sunt mai mici. Anul acesta, după cum ați spus în ședință, încercăm o substanță experimentală. Ea este folosită în alte părți ale
țării. Este o substanță care, după ce ai dat cu ea, permite ca 72 de ore să nu mai înghețe în zona în care s-a dat. Ea este scumpă, o folosim doar experimental anul acesta. Să facem o comparație între substanțele pe care le avem, sare și nisip, și această substanță. Mai are un avantaj, faptul că nu atacă atât de mult ca sarea nici spațiul verde, nici asfaltul. Încercăm. Este mai scumpă, dar vedem care este utilitatea ei în această iarnă. Noi ne-am dorit să nu folosim niciuna dintre substanțe, așteptând ca în această iarnă să ningă așa puțin de sărbători, cum ne-am dorit cu toții, și după aceea să fim mai liniștiți. O mare nemulțumire a primarului Marius Creciu exprimată în ședința de astăzi se referă la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți. Mai exact, este vorba despre cheltuielile mult prea mari ale unităților de învățământ, cheltuieli ce ajung la primărie pentru decontare. Trebuie să o să rog și pe doamna director economic să purtăm o discuție pe această temă cu unitățile de învățământ, pentru că noi, primăria, le acoperim cheltuielile. Și acum, la sfârșit de an, tot vin de la unitățile de învățământ cheltuieli enorme, da? În unități școlare care nu prea își mai justifică activitatea. Ca primărie avem obligația să susținem, să îi sprijinim, dar nu să ne substituim noi managementului pe care trebuie să-l facă școlile. Și trebuie să găsim o soluție și mi-aș dori să intervenim acolo unde unitățile de învățământ nu își mai susțin cheltuiala pe elev. Adică sunt de acord să intervenim, să mai ajutăm cu ceva bănuți acolo unde mai este nevoie, dar să avem cheltuieli de miliarde la școli care au mai puțin de jumătate din elevii necesari unei bune funcționări, nu mai sunt de acord. Și o să căutăm și o să caut împreună cu Consiliul Local și împreună cu aparatul de specialitate al primăriei să rezolvăm această problemă. O veste bună pentru cei care lungesc listele de așteptare a unei locuințe ANL. Astăzi au fost repartizate unele apartamente liberate în ultima perioadă. Parțial bună pentru o parte dintre tinerii care stau și așteaptă un ANL. Practic astăzi au fost repartizate câteva ANL-uri care s-au eliberat în ultima perioadă. Totuși este important de știu faptul că toți cei care au dosar depus la obținerea unei ANL trebuie să-și reactualizeze dosarul. Trebuie ca toate actele doveditoare care sunt necesare a fi depuse la primărie să fie depuse până la 31 decembrie, astfel încât în luna ianuarie, cel târziu februarie, toate dosarele să fie reactualizate, reverificate de către Comisia de Evaluare a acestor dosare din cadrul primăriei și Consiliului Local, astfel încât în martie anul viitor să se facă o listă de priorități, sperând tot de asemenea că în sfârșit zecile, sutele de tine care așteaptă locuința ANL totul să le primească. Pe 1 decembrie severinenii sunt așteptați pe strada Crișan. Primăria a pregătit un program de sărbătoare. Pe 1 decembrie, începând cu ora 16, îi așteptăm pe severineni de Ziua Națională a României să sărbătorim cu muzică, cu un pahar de vin fiert și o porție de fasole, cu cârnați, bineînțeles. Iar la ora 18 vom avea torțele Jandarmeria cu torțe și deschiderea oficială a iluminatului festiv. Tot pe 1 decembrie, seara, iluminatul de sărbători va fi aprins în tot orașul.